dimineața a sosit cu trenul gară. Constantin trăit la țară, într-un sat din Bărăgan. I-a zis mama: Constantine, ține seama, la ora sunt oameni care o să vrea să-ți ia din bani. Și ai de grijă cât mai bine, cât mai bine, Constantine. Când ajungi la București, căci la ora sunt oameni care o să-și ară din parale, fii atent să n-o pățești. În pieptarul de haina lui cea nouă are ascunși vreo 1000-2000 banii lui de început. Cu migală școala profesională, să înveți o meserie, să ajungă om făcut. Și ai de grijă cât mai bine, cât mai bine, Constantine. Când ajungi la București, căci la ora sunt oameni care vor să-ți ceară din parale, fii atent să n-o pățești. Sus la cină, Constantin să bea o bere, banii lui îi dau putere să se simt un domnișor. Intră în vorbă fără să cunoască frica, cu distința Veronica, și o roagă să ia loc. Și i-a zis mama, i-a zis mama: Constantine, ține seama, fetele ne la oraș, cât ori fi bune, ori fi zâne, dar în urma lor pustiu rămâne. Fii atent să n-o pățești. Veronica, strângătoare ca furnica, vrea să se întoarcă acasă cu îmbrăcămintea aleasă. Dar înainte, de la farmec vreau să dai, să-mi dacă ții la mine și un Elena Rubinstein. A, Constantine, Constantine, ce-a putut face din tine? Se duc și banii și norocul, s-a dus și școală și domnie, s-a dus tot ce putea să fie și vorba mamei pe învie. Că ți-a zis mama, ți-a zis mama: Constantine, ține seama, fetele de la oraș, cât ori fi bune, ori fi zâne, dar în urma lor pustiu rămâne. Fii atent să n-o pățești.